Dragi frați, bucuria sufletului nostru este legată și de această dată și întotdeauna, și întotdeauna va fi așa prin Harul lui Dumnezeu, de acela care se manifestă în și prin cuvântul lui cu această ocazie. Un cuvânt al lui Dumnezeu, o, scriptură o, scriptura sau prezentarea scripturii sub inspirația Duhului Sfânt, nu este oratorie sau discurs, ci este jertfa cuvântului. Este ceva sfânt în lui Dumnezeu, promis de însuși Domnul că se va desfășura sub călăuzirea Duhului Sfânt. Acesta este motivul speranței noastre când prezentăm cuvântul lui Dumnezeu, întâi sufletelor noastre și apoi nouă tuturor. În prima parte a celor două prezentări pe care le avem la dispoziție, am discutat despre faptul că ni se sugerează ideea că noi suntem una cu păcatul nostru. Și când noi protejăm păcatul, avem impresia că ne protejăm pe noi. Spre exemplu, acoperind o minciună cu o altă minciună sau hoție cu minciună sau crimele lui David, acoperindu-le cu alte fără de legi, avem impresia că ne, ne protejăm pe noi înșine. Noi, fără să ne dăm seama, noi protejăm păcatul, protejăm minciuna, acoperim păcatul. Din ce cauză? Din cauză că în adâncul ființei noastre am ajuns cumva să credem sau să fim convinși că suntem una cu păcatul nostru. Nu, asta e un intrus. Asta este afară din viața noastră. Asta a venit de afară și trebuie să meargă afară. Iubiții mei, fără să ne dăm seama, mergem pe strada Lucifer. Aceasta e calea pe care diavolul încearcă de atâtea ori. Când Adam s-a refugiat, S-a ascuns, a fost animat de acest lucru. El a știut, a știut. De aceea, bunul Dumnezeu i-a spus, zice, de unde știi așa ceva? Cine ți-a spus așa ceva? Ca să spun ce valoare are ceea ce ți s-a spus, dacă ți seama de cine este cel ce ți-a spus. Șarpele, păi a fost adevărat ce ți-a spus el? N-a fost adevărat. Și asta e adevărat? Oh, chiar așa este. Adică ține seama de cine ți-a spus lucrul acesta. Dumnezeu nu confundă pe Iosua cu hainele lui murdare. Nu, Iosua e Iosua, hainele murdare sunt so, hainele murdare. Așa ești tu și cu mine înaintea ochilor lui Dumnezeu. Va fi greu, dar dacă nu, cumva imposibil să despărțim aceste două în sufletul nostru. Iuda nu le-a despărțit, de aceea s-a spânzurat. El vroia să spânzure păcatul din viața lui, dar el s-a confundat, s-a asociat, s -a unit a devenit una cu propriul lui păcat și le-a spânzurat împreună. Iubiții mei frați, nu este un lucru de mică însemnătate aceasta. Dar vom trece acum la partea a doua, tot strada Lucifer, în care Lucifer ne asociază sau ne induce în a ne uni viața cu el și a face din neadevărul lui din minciuna lui parte din viața noastră. N-au nicio legătură aceste lucruri. Noi nu am fost creați pentru așa ceva și niciodată acest lucru nu își va găsi loc în ființa noastră. Va fi un corp străin pentru totdeauna. Dar haideți acum să urmărim distinția pe care o face Isus în privința aceasta, deci când, fără să-ți dai seama, mergi pe strada lui Lucifer, el întotdeauna spune, eu pe aici. Ați observat ce s-a întâmplat în pustie, în timpul ispitirii, a fost o singură, un singur îndemn. Iau-o pe aici. iau pe aici, pe strada aceasta a lui Lucifer. Mântuitorul ne-a a refuzat și în dreptul nostru și ne-a așezat și un exemplu în față cum să refuzăm. Ei, ei la, el, la, i a fost biruitor și ei de asemenea l-au biruit prin sângele mielului. Cartea Apocalipsei subliniază acest lucru. Biruința Mântuitorului nostru nu este ceva teoretic sau magic în viața noastră, este ceva absolut viu. Învățăm acest lucru de la el astăzi. În Matei 16 cu 23, Sfânta Scriptură spune, Iisus s-a întors și a zis lui Petru. Știți că Petru i-a spus, zice, iau pe strada asta. Iisus a spus, fiul omului va fi dat în mâinile preoților și în mâinile neamurilor, îl vor răstigni și îl vor chinui, a treia zi în învia. Petru imediat intervine să te ferească Dumnezeu. Deci implică pe Dumnezeu. Nu am spus care Dumnezeu al veacului acestuia sau cel din ceruri, pentru că dacă, dacă ne gândeam bine cine ți-a spus acest lucru, atunci nu confundam. O, știu, știu cine mi-a spus aceasta, știu cine spune cealaltă. Dar atenție mare! Iisus s-a întors spre Petru și a spus înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de potignire pentru mine. Iubiții mei, am auzit multe predici pe seama aceasta, comentarii fel și fel, cu cât ne depărtăm de simplitatea cuvântului, cu atât din sub, sub vrăjitoria șarpelui. Mă tem, spunea Pavel, nu cumva să vă înșele satana cu așarpele, cum a înșelat șarpele pe primii noștri părinți. Mă tem de lucrul acesta, să nu vă ducă în eroare. De aceea să rămânem la cuvântul Evangheliei așa cum este scris el. Când, cu cine a vorbit Isus când i-a zis înapoi a mea satana? Pe Petru îl chema satana? Nu. Când a spus înapoi a mea satana, cu satana a vorbit. Care era inconștientul Petru. Petru nu era conștient de ceea ce face, dar nu simțea pacea lui Dumnezeu în suflet, având în vedere lucrurile acesta. Nu alesese lucrurile lui Dumnezeu când a spus cuvintele acestea, ce avea și el agenda lui, planurile lui și nu se mai potriveau, nu ieșeau. Imediat o să vedem treaba aceasta. Când Isus a zis înapoi a mea satan, a spus aceeași vorbă pe care a spus-o în pustie. Satana inițial nu i-a spus Intenția lui finală, dar intenția lui finală este ca tu să te închini lui și să-l recunoști pe el de Dumnezeu. Închine-te mie. Asta înseamnă să recunoști pe el de, de Dumnezeu. Închine-te mie. Mergi pe strada mea, pe locul ăsta, pe, care, pe căile acestea, pe scurtătura aceasta. Știți că ni s-a spus că este cale largă, cale îngustă, dar mai este și o cale scurtă. Eu pe aici. Și calea scurtă era fără cruce, fără suferință, fără luptă. Fără efort, fără risc, fără confruntare. Aceasta era. Eu cale simplă, scurtă. Imediat ajungem acolo, uite împărățiile lumii, fără niciun fel de. Era calea scurtă. Era Strada Lucifer. Aceasta. Dar pentru Mântuitorul nostru lucrul acesta nu a avut niciun fel de semnificație, absolut nimic. Iisus nu a avut nevoie să lupte cu ispita, să se abțină de la ispită sau să... Nu, așa ceva nu s-a ridicat, s-a născut mort așa ceva în sufletul lui. Cum și în sufletul nostru, anumite păcate cumplite, de pe care le auzim în dreptul altor oameni, nu, nu se pot naște, nu poți să gândești așa ceva. Însă, ești un om de rând, dar un anume păcat pentru tine este, este total, oricând ai fi gata să mori. Când a căzut avionul acesta... În, în Chile, în, cu sportivii aceia și au mâncat carne de, de pe corpul celor care muriseră, a, a, carne înghețată, au tăiat și au supraviețuit până când au fost prinși acolo. Pentru unii oameni, a face lucrul ăsta, a mânca bucățelele acelea pe care le tăiau ei, a fost ceva dincolo de viață și au ales moartea. Deci, este lucrul limpede. Pentru Mântuitorul, răul în sine era așa. Pentru noi, unele sunt așa, dar nu toate. Altele sunt de dorit. Și în viața Mântuitorului nostru nu există urmă de așa ceva. Ispita a fost absolut unilaterală. El nu a fost niciodată ispitit. A încercat Satana să-l ispitească, dar Isus nu a fost tentat niciodată nu s-a născut în el tentația aceasta. Înapoi a mea satană, același cuvânt. Mai departe, el spune așa, o, o, tu ești o piatră de potignire pentru mine. Cu cine vorbește? Cu Petru. <laughs> satana e satana, Petru e Petru. Iisus face distinție aceasta. Noi nu prea facem. De multe ori am dus vorbele diavolului către aproapele nostru sau în lume și n-am făcut distinția aceasta. Abia când am văzut ce foc mare a prins, atunci ne-am dat seama că de fapt a fost de la diavolul. Mai târziu, dar Isus face distinția aceasta și o face și în dreptul tău și în dreptul meu, chiar dacă nu suntem inconștienți de aceasta. Nu înseamnă că un copil, dacă nu înțelege de ce este bolnav și ce s-a întâmplat, doctorul nu știe. Doctorul știe și explică părinților, uite care este situația când spune, tu ești o piatră de potignire, pentru mine nu se adresează satanei. Satana nu e piatră de potignire, satana este satana. Piatra de potignire este un om care săvârșește o faptă sau spune o vorbă inspirată de diavol, fără să-și dea seama, e, pune o piatră de potignire în, în, dreptul cuiva, face o faptă care pentru altul e piatra de potignire. așa ceva, satana nu poate fi considerat piatră de potignire. Este ceva care absolut. Și discutăm mai departe. Gândurile tale, cu cine vorbește acum? Cu Petru. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Satana nu are gânduri de ale oamenilor. Nu. Omul are gânduri de ale oamenilor. Și, fără să ne dăm seama, dar, bă, e și el om, este omenesc, e așa, noi folosim acest cuvânt foarte repede, dar rare o ne oprim asupra lui. Astfel de gânduri ale oamenilor nu, nu reprezintă altceva decât o a, asociere atât de, de gravă cu diavolul până când s-a întâmplat, cum a fost cazul lui Iuda, a, a, devenit diavol. Nu că lucra cu diavolul, nu că avea un diavol, ci a devenit diavol. De aceea, noi trebuie să fim întotdeauna cu sufletul deschis la mustrarea lui Dumnezeu. Nu-l găsim pe Petru a doua oră pe strada asta. El, el îi recomandă lui Iisus, ia pe strada asta, pe care o luase și el, de fapt, cu puțin înainte și i s-a părut logică. Vorba lui Moise, mi se, Părerea mi s-a părut bună, dar de, 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 multe lucruri care par bune, nu sunt bune. Gândurile tale sunt gânduri de ale oamenilor. Când noi hotărâm un anume lucru, înțeleg și bine pentru noi să ne întrebăm, pe păi ăsta este gândul lui Dumnezeu, este gândul lui Hristos, noi avem gândul lui Hristos, spune Pavel. Dar este acesta gândul lui Hristos sau e un gând al oamenilor, pentru că totul pornește în gând, iubiții mei. De aceea, în Matei spune aceasta 16 cu 23, dar în Marcuș 8 cu 33 merge mai departe și arată gândul se transformă într-o lucrare. Tu, îi spune domnului lui Petru, nu satanei, după ce a spus înapoi a mea satanul, cu el atâta a discutat, lui Petru îi spune, tu, nu te gândești la lucrurile lucrurile lui Dumnezeu. În primul rând, nu ai gândurile lui Dumnezeu și pasul al doilea, acum nu te mai gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci îți faci socotil, pe păi ce înseamnă dacă Isus va fi răstignit, înseamnă că noi nu mai ajungem uh, în guvern, înseamnă că se întâmplă un lucru sau altul și uh, uh, suntem atât de copii la, la gândirea noastră și la sufletul nostru încât uităm că avem de-a face cu Dumnezeu de fapt. Uităm lucrul acesta. Uităm de, de limitele noastre de oameni. Păi dacă nu văd eu un anume lucru, înseamnă că nu există. Dacă nu gândesc eu, dacă nu e logic pentru mine. Dar cine ești tu? Ești Dumnezeu? El într-adevăr nu vedea nicio logică, niciun rost în așa ceva. Nu, mai, nu corespundea niciunui plan. Ei au suferit lui Isus multe devieri de la idealul lor. Ei o răbdare cu Isus că așa este, poate e mai tânăr, nu-și dă seama, dar idealul lor a rămas același și era atât de puternic înrădăcinat încât nici după răstignirea Mântuitorului și nici după colosala învierea Mântuitorului nostru, idealul lor nu s-a schimbat. Nu ei întreabă pe Iisus acum ai de gând să așezi împărăția? Cu alte cuvinte concepția aceasta complet omenească, firească, drăcească asupra împărăției, naturii împărăției lui Dumnezeu ea a supraviețuit tuturor lucrărilor lui Dumnezeu, tuturor cuvintelor lui Iisus. Golgotei, învierii a, a trecut dincolo de acestea și ei au această Întrebare după înviere. Așa este Petru aici. Și scrie scriptura că, după ce a acceptat gândurile oamenilor, a trecut la lucrările oamenilor. Tu nu te gândești la lucrările lui Dumnezeu, mântuirea Lumii. Și tu te gândești la ceva acum, ci local, la adunare, la noi, la noi în familie, în relația mea cu, sau tranzacția mea cu vecinul, tu te gândești la așa ceva, tu nu te uiți mai departe. De aceea suntem chemați să privim lucrurile în și prin lumina Domnului nostru Isus Hristos, cum Biblia spune, prin lumina ta vedem lumina. În cuvântul acesta avem o mustrare, poate cea mai adâncă, asupra sufletului nostru, dar în același timp și o mare încurajare. Iisus nu ne confundă pe noi cu diavolul care ne-a înșelat. Ne-a făcut să comitem lucruri urâte, mizerabile. Deci, de, uh, unii oameni au ajuns că nu se pot ierta cu niciun chip și s-au executat, cum s-a întâmplat cu Iuda. Uh, Isus are o veste bună pentru tine. Tu nu ești diavolul care te-a înșelat sau care te înșeală sau care înșeală întreaga omenire. Dumnezeu vede distinția aceasta. Unul i-a spus în înapoi a mea Satanul, celul i-a spus pocăiește te Pocăiește-te de gândurile tale, pocăiește-te de lucrările tale, de agenda ta îngustă, de gândul tău, pocăiește-te aceste lucruri. Planul lui Dumnezeu e mult mai mare decât eul tău. Asta a vrut să ne spună el. Și ca să resubliniem acest mare adevăr și aș dori din toată inima cerului Dumnezeu din suflet ca lucrul acesta să ia loc în mintea noastră. Mie îmi scapă anumite gânduri, dar nu îmi scapă impresia care o face asupra sufletului. N-aș putea să exprim, spre exemplu, în cuvinte anumite lucruri, dar, dar știu ce, ce se întâmplă în suflet când luminează un adevăr ca acesta. Mergem în Marcu, la capitolul 5, versetul 2. Când a ieșit din corabie, l-a întâmpinat în dată, ca să nu mai aibă timp să facă vreun bine, l-a întâmpinat în dată un om care ieșea din morminte, e cultul morții în rândul tinerilor în special, și uh, care ieșea din uh, morminte stăpânit de un duh necurat. Deci asta, asta era, aceasta era situația, acestea erau elementele. Haideți aproape de Mântuitorul și să vedem cum face el distinție între omul acesta, victima diavolului și diavolii care sunt uh, Înșelători. Când a văzut pe Isus de departe, a alergat și i s-a închinat. Cine? În niciun caz satana. Omul acesta. E distanță mare. În niciun caz demonii din el. Aceasta ne arată că un om care este sub stăpânirea diavolului, totuși poate păstrează, în afară de cazul că s-a transformat într-un diavol și se transformă și alege să se transforme într-un diavol. Omul acesta era o victimă nu era un împreună lucrător cu diavolul. Nu. Și Petru era o victimă a unei înșelăciuni. Nu era unul care cu bună știință își vinde sufletul diavolului ca să da. Omul acesta aleargă și s-a închinat lui Isus. Dar uitați-vă, imediat ce se închină, strigă cu glas tare. Ce am eu face cu tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Cine strigă? Pe ori te or ori strige, așa. Diavolul din el strigă. Diavolul din el strigă. Ce înseamnă diavol, demon? Vorbim de ea, de demon, de duhuri din acestea. Este cineva care nu are de-a face cu cu Domnul, să mă lasem în pace, Domnul, nu am nevoie de religie, nu, de Dumnezeu, de credința în Dumnezeu, nu, ăștia sunt niște imaturi, niște așa, Noi suntem deșterți, oameni, da, ce am eu a face cu tine? Asta înseamnă diavol, ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Omul spune să nu-L chinuiască Iisus, pe, pe care om l-a chinuit Iisus vreodată? Diavolul spune să nu mă chinuiești, pentru el prezența lui Isus din viața ta, din cuvântul tău, din sufletul tău este un chin pentru diavolul. El este cel care spune să nu mă chinuiești, căci Isus îi zicea: "Duh necurat, ieși afară din omul acesta." Deci avem de a face cu două entități. Unul este duhul necurat. Fie în vorbire, în sexualitate, în purtare, în familie, în ori, duh necurat, este un duh necurat. Și uh, omul acesta, omul acesta e altceva. Iisus nu confundă pe omul acesta cu demonii care uh, chinuiesc pe omul acesta. Și observați că demonul spune să nu mă chinuiești. Păi tu ce faci acum când ești cu omul acesta? Observați ce înseamnă gândire de demon. El uh, acuză păcatul în altul, în timp ce el însuși este, e păcatul personificat, dar acuză în altul. Să nu mă chinuiești, adică este rău din partea ta dacă faci așa ceva, dar nu e rău din partea mea dacă fac așa ceva. Iubiții mei, să nu zăbovim prea mult aici, că nu are niciun fel de rost. Vreau să subliniez și să resubliniez faptul că bunul Dumnezeu face distinție clară între tine și ceea ce se întâmplă cu tine și în viața ta. Și că de multe ori, fără să ne dăm seama, am luat-o pe strada aceasta. Strada aceasta despre care Petru vorbea mântuitorului nostru era strada Lucifer. El a luat-o pe strada aceasta, și anume înălțarea euului lui, a luat-o pe strada aceasta și a gândit că prin înălțarea de sine va ajunge înalt, zice, ai fost aruncat în locuința morților, prin înălțarea, înălțarea ta de sine te-a aruncat în locuința morților. Acum, Mântuitorul nostru se îndreaptă către ucenicii lui și le spune: Nu, nu vă temeți, să, să nu vă sperie diavolul, nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Diavolul operează pe două căi în viața noastră. Unul este înșelăciunea, șarpele, el face ca lucrurile să pară. Aici este toată puterea demonică, face ca lucrurile să pară a fi i s-a părut plăcut la privit, bun de mâncat, de dorit, i s-a părut. A văzut, a văzut că e bun de mâncat. Cum se poate vedea așa ceva? Dar asta înseamnă ca mintea să fie supusă hipnozei satanice. Ajungi să vezi și să trăiești chiar. Cum? Da, simțurile mele îmi spun, trăiesc aceasta și logica mea și rațiunea mea și așa mai departe. Dar, dar omul nu-și dă seama că nu are reper în afara lui, că el s-a luat pe sine însuși măsura lucrurilor, după părerea mea. Păi tu te măsuri cu părerea ta. Adică este o, de asta un, un, raționament circular. Tu măsori rațiunea ta cu rațiunea ta. N -are, nu știu dacă merită să mai să rămânem prea mult aici. Dar așa a spus Mântuitorul. Numărul 1. Nu te teme. Pentru că după ce operează ca șarpe înșelător, operează ca un leu răgnind care caută pe cine să înghită. Știți ce produce răgnetul leului în junglă? Până departe, departe, la kilometri, mile întregi, animalele tremură ca frunza când aud răgnetul acesta, pentru că ele știu ce înseamnă acest răgnet. Și diavolul operează pe aceste două căi. Unul este șarpele înșelăciunea și doi este răgnetul, adică frica. Acest, în, aceasta, în aceste două clase se împarte omenirea noastră și linia nu trece printre mine și aproapele meu, ci prin propria mea viață. Uh, uneori uh, cad sub influența răului și a diavolului prin înșelăciune. M-am înșelat, am gândit că am crezut că și alte dăți prin frică. Mi-a fost frică să nu, s-a întâmplat să nu și din motivul acesta. El este șarpele care înșală și el este leul care răgnește ca să înspăimânte. Când trăim sub uh, imperiul unor astfel de simțiri, să fim siguri că nu vin de la Dumnezeu. Dumnezeu nu înspăimântă pe nimeni, nu sperie pe nimeni, chiar dacă uneori amvonul este folosit ca să sperie sufletele oamenilor, binecuvântat este cel care nu cumpără sperietoarea, ci o lasă celui care o vinde, îl, îl lasă cu marfa în soare. Înșelăciunea este mult mai periculoasă decât, decât frica aceasta, care este cumva evidentă. Înșelăciunea apare ca fiind adevăr. Diavolul se prezintă ca un înger de lumină, slujitorii lui se prezintă ca în neprihănirii și cine este omul acela care să poată să deosebească? Nimeni numai acela care are gândul Domnului Hristos. Nu e gândul tău, e gândul lui Hristos, care te ajută să ai darul deosebirii duhurilor. Iubiții mei, lupta aceasta se desfășoară în viața și ființa noastră la fiecare pas, nu întâmplător. La fiecare pas, el, lucrul acesta se manifestă în viața și ființa noastră. De cele mai multe ori suntem absolut inconștienți, ca și Petru. Deci nu ne dăm seama, pentru că nu ne-am oprit o clipă, numărul 1 și 2, nu am căpătat această viață de a supune lui Dumnezeu gândurile noastre permanente, de a fi în dialog. Aceasta înseamnă rugăciunea necurmată. Oriunde mergi pe drum, la lucru, unde ești, gândești în prezența lui Dumnezeu nici nu este nevoie să transporti gândul tău acolo, să-l iei captiv, să-l duci. Atunci când gândești în prezența lui Dumnezeu, gândești, deja gândul tău este luat captiv și este supus ascultării de Hristos imediat. Petru s-a supus ascultării de Hristos, a doua n-a calcat pe drumul acesta. Dar una dintre, dintre armele diavolului este aceea de a fi omul invizibil. Știți cartea lui Wells, Omul Invizibil. El este omul invizibil. Nu, se, nu, vine să se manifeste, să spună, uite, eu sunt satana, vreau să te înșel cu un lucru sau cu altul. Nu, nu, nu. Cei care pun curse în pădure, ați văzut trappers, se numesc aici în, în, America, în engleză, cei care pun curse pentru animale sau asta, nu stau lângă cursă să fie văzuți niciodată un animal n-ar veni dacă el sta lângă cursă. Pune numai cursa, după care el se ascunde. La fel diavolul, el așează curse pe calea noastră. Noi nu discutăm cu diavolul, discutăm cu cursele diavolului și fără să ne dăm seama și uitând de existența lor, cădem în ele. Cea mai spectaculoasă arta a satanii este aceea de a se face invizibil. Pe strada aceasta a satanei, pe strada Lucifer, te uiți și nu este niciun diavol, dar la tot pasul sunt puse aceste capcane pentru sufletul nostru. Preoții lui Dumnezeu trăiesc ca să manifeste prezența lui Dumnezeu și adevărul despre existența lui Dumnezeu. Preoții satanei sunt aceia care luptă pentru a face pe Satana invizibil. Și îl transformă, spun că este chimia creierului, substanțe, una alta, și așa, lucru care este adevărat, dar nu e totul. Sunt situații care sunt de o altă natură. Am, în acest drum al vieții am cunoscut și unele și altele. Era o doamnă chinuită de spaime, avea cumplite spaime, avea o deficiență, a făcut un tratament și a fost foarte bine. Era o altă persoană care a fost chinuită de aceleași spaime, care venea însă dintr-un păcat greu, săvârșit, nematurisit și dânsa își căuta. Pe de o parte moartea, pe de altă parte proteja păcatul acesta cu grijă. Nu făcea deosebire între ființa ei și păcatul ei. Așa cum ne-a dovedit nouă Mântuitorul, cei mai de succes preoții ai satanei sunt aceia care au convins lumea că el nu există de fapt și uh, au transformat totul, au ridicat pe om la nivelul lui Dumnezeu. Veți fi ca Dumnezeu. Ei, aceasta este traducerea, Făgăduinței, zis, demonice care a fost făcută omului în Eden. Dar Mântuitorul nostru nu a vorbit despre un diavol inexistent, ci el a vorbit despre o realitate. Și realitatea aceasta nu o să vină să se recomande la cineva cu pretenții și, în sfârșit, în alte situații. Satana este destul de satană ca să lucreze ca omul invizibil și el va face lucrul acesta până când Dumnezeu îi va smulge masca. Și nu lucrul acesta, nu mă refer neapărat la sfârșitul tuturor lucrurilor, dar în experiența noastră de fiecare zi este, se întâmplă acest lucru. Ce recomandare a fost dată lui Isus pe strada Lucifer? Recomandarea în cadrul ispitirii din pustie, eu pe strada asta, a fost fără cruce, fără înfrânare, fără suferință. Fă tot ce vrei, ești liber să alegi. Când i s-a spus vei fi ca Dumnezeu, traducerea duhovnicească a acestui lucru este tu vei hotărâ ce este bine și ce e rău, nu Dumnezeu. Nu El îți va spune, mănânci din pomul ăsta, din nu mănânci. Tu ești Dumnezeu, tu hotărăști. Și generația noastră spune, dacă e bun pentru tine, înseamnă că este bun. Să nu faci, să nu faci rău aproape lui tău. Pe cine, mi-a spus o tânără care se autodistrugea, se distrugea pe sine să Și zice, eu, eu nu fac rău la nimeni, cui fac rău? Și zic, ia uite-te în oglindă, domnișoara, zic, acestei persoane îi faci rău. Uite-te în oglindă, ce ți-a făcut persoana aceasta? Ce ți-a făcut ființa aceasta din oglindă de o distrugi în felul în care o distrugi tu? A fost un moment de sughiți, de tăcere, de potignire. Niciodată nu și-a dat seama că, de fapt, atunci când spui eu nu fac rău la nimeni, uiți de lucrul acesta atât de însemnat. Pentru că sunt două aspecte ale luptei Satani în viața noastră. Una este să ne asocieze și să ne identifice în gândirea noastră cu păcatul nostru și al doilea este să ne disocieze de răul pe care îl facem, să gândim că răul este doar în afara noastră și nu ne afectează pe noi cumva. Nu, noi suntem prima victimă. Să ne uităm în jur, nu facă rău la nimeni, dar să facem rău proprii noastre ființe. Sunt două cărți pe care aș dori să le recomand. Ce s-a mai întâmplat cu păcatul Carl Menninger? Este autorul acestei cărți, este un psihiatru, Whatever Became of Sin, este cartea în engleză, arătând că aici omul a pierdut distinția aceasta cu privire la păcat. El nu mai, nu mai poate să se vadă pe sine separat de păcat, așa cum îl vede Dumnezeu, care a vorbit odată cu diavolul, lucrul care trebuia vorbite cu el și a vorbit cu omul, lucrurile care trebuiau vorbite cu omul. Acum aș dori să închei prin a merge la ceea ce Evanghelia înseamnă. Ea nu este informare, ci este transformare. Și a doua carte la care făceam referire este The Cost of Discipleship. The Cost of Discipleship, ăsta este Bonhoeffer el este cel care a scris, adică e un preț de plătit pentru lucrul acesta. Și Dumnezeu, așa cum a spus Pavel, zice, eu aș vrea să vă scutesc să treceți pe aici, prin situațiile acestea, adică să învățați pe calea aceea grea și rea. Aș vrea să vă scutez de acest lucru. Dar depinde de fiecare dintre noi și de alegerea noastră. Bonhoeffer vorbește aici despre harul ieftin, care nu prevede cruce, nu prevede pocăință, nu prevede întoarcere sau transformare înaintea lui Dumnezeu. Chiar există un puternic curent aici în America, cu, da? Nici aș vrea să menționez în ce fel își baljoacă acești oameni de Domnia Domnului Hristos în viața noastră. Nu, tu, tu ești Dumnezeu, vei fi ca Dumnezeu. Da. Și a, a, harul acesta pe care Dumnezeu ne-l dă, care este un har scump. Prețul care l-a plătit Dumnezeu arată că nu este ieftin, harul acesta. Harul lui Dumnezeu, așa cum îl definește Sfânta Scriptură, care aduce mântuire, nu care este în imaginația cuiva sau care este chiar de inspirație satanică. E har și așa. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, ne-a fost arătat în Domnul Hristos și ne învață să o rupem cu păgânătatea, tot ce este păgân, tot ce este omul Dumnezeu, omul homodeus, cum a scris Hariri. Nu, să o rupem cu așa ceva, asta ne învață Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire. Harul celălalt aduce pieire, altă înțelegere a Harului. Ne învață să o rupem cu păgânătatea și ne învață cum să trăim. Să trăim în veacul de acum cu cumpătare, adică nu se referă la control, la stăpânire de sine, la înfrânare. Da, mă port aspru cu trupul meu și țin atent, am, frânele funcționează foarte bine. Da? Să trăim în veacul de acum cu control, cu cumpătare, cu vladie, adică ținând seama de Dumnezeu. Să trăim acest lucru. Evlavioane, un venim, men, venim la biserică și plecăm. Nu, ci trăim cu acest lucru un suflet, cu prezența lui Dumnezeu. Să trăim, ne învață să o rupem cu păgânătatea și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate. E drept ce faci? E drept lucrul acesta? Conștiința spune că e strâmb, e înclinat într-o parte în alta, spre tine, spre eu sau spre păcat, cu dreptate. Și evlavie. Dar acestea toate sub uh, Imperiul nemai uh, uh, imposibil de descris în cuvinte, așteptând și grăbind venirea Domnului nostru Isus Hristos. Ne închinăm înaintea lui Tată, ceresc îți mulțumim pentru bunătatea ta și te rugăm prin Domnul nostru Isus Hristos să ne păzești, Doamne, să intrăm vreodată pe strada aceasta a diavolului și să ne ajuți ca întotdeauna să mergem pe calea împărătească pe care a mers Mântuitorul. Ajută-ne să ne uităm pe jos, Doamne, și dacă nu vedem picăturile sângelui Lui, suntem pe o care străină. Rămâne harul în viața noastră a copiilor noștri a tuturor înaintea cărora am predat cuvântul Tău și numele Tău să fie slăbit în veci. Amin.